Din acest weekend, locuitorii din zona modern vor avea parte de 40 de spații noi de parcare în locul fostelor garaje. Locurile au fost amenajate pe strada Eugen Pop. Primăria municipiului Timișoara, prin echipele societății de drumuri municipale, a realizat parcarea din dale ecologice și a asfaltat căile de acces urmează să fie trasate marcajele și să fie adus pământul necesar pentru spațiile verzi, care se vor amenaja în toamnă când vor fi plantați și copaci. De asemenea, primăria a amenajat peste 300 de locuri de parcare în cartierele orașului, prin proiectul de a elibera spațiile dintre blocuri de vechile garaje, majoritatea aflate în paragină. Prin parcare, cei din Șagului 27, iar cei din Girocului 153 de locuri de parcare. De acum, și zona modernă oferă mai multe posibilități de a parca mașina în condiții civilizate. Primăria Municipiului Timișoara a demarat la începutul anului prima etapă a proiectului, prin care vizează demolarea a sute de garaje sau clădiri provizorii vechi, majoritatea degradate și amenajarea de locuri de parcare moderne cu căi de acces și spații verzi.